Ascultați Radio România Actualități. Astăzi, invitatul nostru între prieteni este profesor dr. Radu Gologan de la Universitatea Politehnică din București, președintele Societății de Științe Matematice. Este omul care, după ani de cercetare, a ales educația din dorința de a face matematica mai bine înțeleasă și mai atractivă pentru tineri. A fost până nu demult coordonatorul lotului olimpic de matematică și s-a bucurat de rezultate excepționale cu elevii talentați pe care i-a îndrumat și este convins că am putea avea educație de calitate în România dacă am avea oameni de valoare. Despre dificultatea rezolvării ecuației cu multe necunoscute din învățământul românesc și despre rolul matematicii în formarea unui tânăr inteligent, creativ, capabil, discutăm cu profesor dr. Radu Gologan la Radio România Actualități. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua și bine ne reauzim! Mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră! Cu plăcere! Domnule profesor, când vine vorba de matematică, românii se descurcă foarte bine și ne simțim mândri când auzim despre medalii și premii câștigate de elevii olimpici sau despre rezultate de excepție ale unor tineri matematicieni de la noi. Cum se explică aceste performanțe și această apetență sau abilitate specială în rândurile românilor? Da, probabil că vicisitudinile istoriei și faptul că matematica are avantajul de a putea, de a fi o știință care nu necesită investiții foarte mari de tehnologie și de, în fine, de materiale și așa mai departe, a făcut ca lucrul ăsta să se parizeze încă de foarte multă vreme. Dacă țineți minte, în istoria noastră, primii mari intelectuali importanți, cu doctorate importante, au fost matematicieni. Unul dintre primii fiind chiar Spiru Haret, întemeitorul învățământului românesc modern. Multă vreme eu am crezut că lucrurile nu stau așa. Am crezut că există un fel de egalitate de creiere peste tot, dar se pare că sunt zone de pe mapa mond în care tendința de a gândi corect matematic și de a fi pasionat pentru matematică și de a putea abstractiza mai bine depinde de locul respectiv și de istoria respectivă. E clar că în estul Europei este un astfel de focar de inteligență și probabil că istoria spune cuvântul. Știu că vă place să spuneți de multe ori și povestea aceea cu abilitatea de a... Povestea cu cel care... cel care ajunge pe drumul cel mai scurt. Bine. La pădure sau la munte scapă. E ceva de genul ăsta, da, sigur. Mi se pare logic. Oricum, matematica dezvoltă gândirea creativă, logică și oamenii care gândeau așa erau mai capabili să scape, iată, da, de... Da, și vedeți că dacă vă uitați în istoria noastră și în literatura românească, adesea întâlniți personaje de acum 100-200 de ani, oameni chiar fără carte, care din punctul de vedere matematic și al socotelilor negustorești erau excepționali. Deci asta este un apanaj al zonei respective, care era legată în primul rând de comerț. Era legată și de istorie și de multe, multe alte chestii. Unul din străbunicii mei avea o singură clasă primară cu care avea învățat să se citească, dar era un negustor de oi și de animale și de brânză în zona oierilor săceneni, extraordinar cu... Și asta a întâlnit de multe situații. Dacă tot ați făcut apel la amintiri, povestiți-ne cum a fost școala pentru dumneavoastră. Cât erați de sârguincios? Studiați mult? Citeați mult în copilărie? Da, primele lucruri, evident, primele lucruri pe care mi le amintesc sunt legate de citit și de literatură. Am citit foarte mult în momentul în care am descoperit că știu să citesc și să scriu. A fost destul de târziu, înainte de a intra la școală, nu știam decât câteva litere ale alfabetului. Dar cititul m-a făcut să încep să înțeleg lumea și apoi exercițiile de aritmetică pe care tata mi le dădea adesea mie și fratelui meu. Probabil că lucrul ăsta m-a făcut să am o minte mai ageră în momentul în care am intrat la școală și am început să fac matematică adevărată și după aceea sigur că am descoperit-o citind și cu ceea ce se întâmplă adesea, dorința de a câștiga competiții, în recte competiții de matematică, cum e și acum. Da, în acest an la Olimpiada Internațională de Matematică de la Oslo, lotul României s-a clasat înaintea tuturor celorlalte țări europene. La nivel mondial, România a obținut locul 5 cu 2 medalii de aur și 4 de argint. Se pare că tinerii români pot face față oricăror provocări. Spuneți-ne, cine sunt acești copii talentați? Da, în primul rând vreau să vă spun că n-a fost o mare surpriză pentru noi.
eu colaborez în continuare cu cei care conduc lotul de matematică prin faptul că Societatea de Matematică este implicată în tot ca partener al Ministerului în organizarea olimpiadelor și a diferitelor faze de selecție. Nu a fost o mare surpriză. Sunt copii care se cunosc de mici, au pasiunea matematicii și a competițiilor de când erau în clasele a 4-a, a 5-a și este momentul în care, cum se spune, și-au dat drumul. Studiază foarte mult, sunt foarte serioși, sunt foarte disciplinați din punctul ăsta de vedere. S-a spus adesea că marea majoritate, deci 5 din cei 6 provin dintr-un singur liceu, dar și ăsta este un avantaj a avea într-o clasă copiii care se întrec unii cu alții și își comunică rezultate și modul de gândire și se întrec între ei a rezolva probleme, poate că uneori este mai mult decât lecțiile pe care le țin profesorii sau lucrurile pe care le învață singuri. Și eu am făcut parte dintr-o clasă excepțională pe vremea aceea, se numea clasă specială. Probabil că acum, cu noua lege, se vor numi clase de excelență, dar este foarte important ca copiii care au un talent și o pasiune peste foarte bine să fie împreună, chiar dacă sunt din domenii diferite. Adică și acolo, la Liceul Internațional de Informatică, acești copii nu sunt într-o clasă numai de matematică, sunt alături cu olimpici internaționali la fizică, la chimie, la informatică. Și excelența e prezentă și probabil că asta contează foarte tare. Excelența aceasta și performanța, pentru această performanță, cât de importantă e munca individuală și în ce măsură, știu, există o presiune din partea familiei? Cum se întâmplă lucrurile? Lucrurile astea sunt foarte complicate. Deci, generația pe care o avem acum, deci copiii aceștia care au performat excepțional de bine după atâția ani în care cu greu ne mai situam între primii 15, datorită multor altor situații și argumente și modul de a se pregăti foarte, foarte standardizat în anumite părți ale lumii, se datorește în primul rând muncii intense pe care au dus acești copii. Sigur că ei sunt foarte talentați matematic, dar fără ca să fii în priză în fiecare zi și să te gândești la probleme și să înveți tehnici de rezolvare și să faci analogie între o problemă pe care ai rezolvat-o acum un an de zile și cea care ți-e dată la olimpiadă, să vezi că poate undeva ideile corespund, de fapt asta înseamnă și cercetarea matematică în general. Este o chestie care se bazează pe o muncă intensă și probabil că asemănarea cea mai mare este cu sportul și cu muzica. Da? Deci dacă 3-4 zile nu ai făcut antrenament la 100 de metri liber, de exemplu, sigur că performanța ta scade cu câteva sutii, poate cu câteva zecimi. Dacă n-ai exersat la vioară 2 zile, concertul va fi mai prost decât atunci când îți îl exersezi în fiecare zi. Așa este. Și poate că există și alte domenii în care lucrurile astea se văd, dar aici probabil că lucrurile sunt foarte asemănătoare. De asta și pledoaria mea, că nu neapărat un tânăr se numește excepțional sau dotat. Dacă e bun la olimpiada de matematică, probabil că un tânăr este excepțional, ultra excepțional dacă e campion mondial în not, este ultra excepțional dacă este un violonist bun, da? Excepțional și așa mai departe. Nu? Și acești tineri dotați, mă refer la cei talentați la matematică, ar putea fi considerați un fel de capital uman, de elită. Din păcate, România exportă inteligență masiv în loc să... Da, este un capital de elită, dar să știți că cel mai mare rol al lor în ultimii 30 de ani a fost acela de lobby pentru România. Pentru că acești copii, când s-au dus în universități străine unde lumea ne privea oarecum prin prisma neregulilor sociale care au avut loc după 90, apelului în care anumite părți din populația noastră se comporta în afară, ei au fost cei care au schimbat imaginea despre România. Acel fapt că românii sunt buni la matematică și lucrul ăsta îl întâlneau oriunde în lume, de unde știau probabil prin prisma rezultatelor și a faptului că în universitățile din Statele Unite, Olanda, Anglia, de obicei sunt între primii la matematică și la informatică, da. Am avut aici în emisiune... Informatică, evident. Da. În emisiune au fost foarte mulți tineri inteligenți invitați și ne spuneau mulți dintre ei că intenționează să părăsească țara. Cum vedeți dumneavoastră această mișcare în evoluția unui elev? Mi se pare perfect normală în momentul de față. În momentul în care noi nu ne putem oferi mai mult decât câteva locuri de universitate, unde lucrurile sunt foarte bune, vorbim de matematică, facultatea de matematică, facultatea de calculatoare automatică și calculatoare de la Politehnică și câteva asemănătoare în țară, copiii își doresc
o dată pentru viitorul lor, altă dată pentru faptul că, sau din alt motiv, pentru că concurează în continuare între ei, care reușește să ajungă într-un loc mai important, mai bun, Harvard, Princeton, nu știu, Cambridge, așa mai departe, da? E în continuare o concurență. Dar observați că niciunul din acești copii în ultima vreme nu mai spune nu mă mai întorc înapoi. Spune o să văd. Pentru că au apărut... O să văd și dacă lucrurile merg bine și dacă țara mă vrea și, bineînțeles, dacă țara îmi recunoaște meritul, așa cum se întâmplă în ultima vreme, ceea ce este extraordinar de important. Deci lumea a văzut-o de multe ori ca o, să zicem, amestec al politicului, un fel de reclamă pe care anumiți diriguitori și îl fac în momentul în care îi primesc pe copii la aeroport. Nu trebuie văzut din punctul ăsta de vedere. Eu văd lucrurile invers. Văd din prisma copiilor care simt că țara îi apreciază. Nu e vorba de ministrul învățământului, e vorba de țara care îi apreciază. Că părinții se bucură, că... Deci ei vor rămâne cu această amintire. Eu am fost primit când am luat medalia de aur pe covorul de la avion, așa cum este primit un politician important sau un mesager al politicii internaționale. Contează foarte mult aceste gesturi, această recunoaștere. Acolo unde predați dumneavoastră matematică în acest moment, cum sunt tinerii studenți care au venit de peste tot din țară, nu? Sunt diferențe mari între ei? Cum... Deci, pot să spun și multă lume știe lucrul ăsta, acolo sunt cei mai bine pregătiți copii la matematică, fizică și informatică la Facultatea de Automatică și Calculatoare din București. Probabil vă va surprinde, dar preferă să meargă pe filiera aceasta decât pe filiera de matematică de la universitate, care și aceea în ultimii ani a crescut destul de tare. Și pot să vă spun că sunt copiii olimpici internaționali care s-au înscris în anul întâi, chiar acum, la Facultatea de Matematică din București și chiar la informatică. Deci nu neapărat pleacă toți și părăsesc țara fără să vadă. Ei au un anumit rămân, deși sunt foarte tineri, acum sunt încă copii. Maturitatea lor în ceea ce privește apartenența la societatea românească, la țara pe care trebuie să o iubească, lucrurile astea le vor înțelege mult mai târziu, se va vedea mai târziu și se vede. Pentru că vă dau un exemplu. Matematica românească în ultimii 30 de ani, prin matematicienii care lucrează în România, vorbesc de universități, Institutul de Matematică al Academiei, au avut rezultate mult mai bune decât în ceilalți 50 de ani, în care ne lăudam toți cu rezultate foarte bune. De ce? Pentru că matematicienii români care lucrează în România, în institute și colaborează cu cine din marile universități? În special cu românii care sunt acolo în poziții mari. Deci, cum să spun, au pâinea caldă a cercetările la zi. E mult mai important decât ce se întâmpla acolo în care matematicianul român era un fel de lup singuratic în domeniul lui. Vă aduceți aminte recepția, cuvântul de recepție la Academia, regretatului academician Solomon Marcu, despre singurătatea matematicianului. Ei, în momentul ăsta matematicianul român nu mai e singur. Asta e datorită bine. Faptului că sunt matematicieni români în toate pozițiile importante din centrul de cercetare matematică. Și la catedră, pentru că mă interesează foarte tare cât de pasionați sunt de pedagogie. Avem destui tineri care își doresc să devină profesori de matematică? A crescut numărul tinerilor care doresc să fie profesori de matematică. Este vorba în special de învățământul preuniversitar, unde încă sunt puțini față de necesitățile învățământului. În domeniul universitar, probabil că lucrurile stau mai bine, pentru că vârfurile, absolvenții de vârf, șefii de promoție, dacă nu vor să își găsesc o poziție străinătate, acceptă poziții în universități și în catedre bune de matematică, dar este încă un deficit foarte mare. Domnule profesor, vă salută pe Facebook. În acest moment am primit un mesaj de la o doamnă profesoară, Viorica Tantagoi, spune domnul profesor Radu Gologan, om bun, frumos, la propriu și la figurat. Ne cunoaștem din octombrie 1971, când eram boboci la matematică la Universitatea din București. Domnului făcea parte din grupul acela de studenți bine pregătiți care iubeau matematica. Vă transmite sănătate și tot binele. Și eu cu mare drag, unei colege deosebite. Spuneți-ne,
Ce sfat simplu și de bun simț ați avea pentru copii, părinți sau profesori, pentru a trezi și cultiva interesul pentru matematică? Care ar fi cea mai bună metodă pentru a-i apropia pe copii de această disciplină? În primul rând, în nicio familie, în momentul în care dau peste o dificultate a unei teme la matematică, chiar și în clasa întâia, să nu audă copilul, și nici eu n-am fost bun la matematică, lasă-o baltă, că nici mie nu mi-a prea plăcut și n-am prea înțeles mare lucru. Aha. Acest lucru trebuie să dispară în totalitate din limbajul în familie. Dimpotrivă, copilul trebuie să fie asigurat, să gândească singur, lăsat, să se gândească chiar dacă plânge, chiar dacă spune că nu poate, îl ajută învățătorul, îl ajută altcineva. În niciun caz, de la clasele mici, copilul nu trebuie canalizat spre pregătire particulară la matematică, ci lăsat să se descurce singur și ajutat de către părinte. Părintele poate să-l ajute și uitându-se la rezolvările din manual, uitându-se la rezolvările din culegere, uitându-se pe internet, să vadă cum poate să explice anumite lucruri. Dar în niciun caz. Sigur că asta este pentru marea masă a copiilor, care să nu rămână cu, să nu ajungă adulți, cum există în momentul de față, în părerea mea, cam 60% din populația intelectuală a României consideră că ce au făcut matematică nu le-a folosit la nimic și chiar nu le-a plăcut foarte tare, ca să nu mai vorbim de unii dintre cei care sunt în urmărioare, umanioare și au impresia că uneori greșită, că nu e nevoie de atâta matematică. Pe de altă parte, atunci când ai un copil care simți că are talent și deschidere spre o gândire matematică, de obicei descoperi la copiii care la vârsta grădiniței încep să joace cu cifrele și să descopere tot felul de lucruri pasionate, numără până la 1 milion, scad, văd tot felul de proprietăți. Acel copil, deși nu, asta nu înseamnă matematică, asta înseamnă simplă aritmetică, dar este clar că în momentul acela se poate descoperi că mintea lui merge bine cu matematică. Atunci trebuie ajutat cumva, făcut să-și continue această pasiune. Îi cumpere o carte de matematică distractivă, îl cauți pe internet o lecție frumoasă pentru clasele mici și așa mai departe. Mulțumim mult pentru sfaturile de astăzi. Din păcate, calculele ne arată că nu mai avem timp la dispoziție, dar știu că vă place și acea formă de matematică numită muzică. Beatles, Creedence, muzică bună. Vă dedic pe final o piesă cu Creedence Clearwater Revival. Da, mulțumesc frumos, că totdeauna aveți o muzică excepțională, o misiune pe care o urmăresc cu mare drag pentru personalitățile pe care le aduceți, dar și pentru frumoasa muzică din pauze. Mulțumim mult! Audiție plăcută în continuare atunci. Mulțumesc. Ținem legătura, succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Toate cele bune! Profesor Dr. Radu Gologan de la Universitatea Politehnică din București, președintele Societății de Științe Matematice Între Prieteni. Eu sunt Dan Creța, ne reauzim mâine dimineață după 9:05, tot aici, la Radio România Actualități. Să aveți o zi frumoasă și să vă bucurați și de ploaie, dacă nu plouă prea tare. Okay?